Bună ziua! Președintele PSD Vaslui, domnul Dumitru Buzatu, este invitatul interviurilor PSD News de astăzi. Bună ziua, domnule Buzatu, și bine ați venit în emisiunea noastră. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Domnule Buzatu, care mai este situația Partidului Social-Democrat în acest moment? Au trecut tensiunile din ultima perioadă? Știm că Partidul Social-Democrat s-a confruntat cu câteva episoade tensionate în ultima perioadă. Care mai este situația? E destul de complicat să spui că într-un partid este o liniște perfectă, că nu sunt tensiuni, pentru că s-ar putea să constați după o bucată de timp că partidul e mort. Dacă este viu, trăiește, dacă oamenii de acolo au idei, dacă vor să le pună în evidență, să le dezbată, atunci sigur apar și momentele acestea mai tensionate, partidul devine mai vizibil, persoanele care se antrenează în această dezbatere se agită și ele mai mult și, evident, uneori se ajunge și la câte o criză, o criză profundă care duce la ruptură. Partidul Social Democrat, în general, au fost evitate rupturile de-a lungul timpului. Cea mai mare ruptură care s-a produs a fost, cred că în 1997, atunci când s-a desprins o fracțiune din partid, când domnul Meleșcanu, Marian Enache și alții au părăsit partidul, Iosif Boda au părăsit partidul și au format o altă grupare politică, care însă n-a avut succes în alegeri și, evident, a dispărut. E un partid rezistent, Partidul Social Democrat. Un partid mare. Mare și foarte multă lume cred că nu înțelege de ce e un partid rezistent. El e rezistent datorită bazei sale electorale. Există într-o țară în curs de dezvoltare, există întotdeauna o masă de oameni care are o mulțime de deziderate nesatisfăcute și atunci ei caută, se raliază la părerile acelor partide care le reprezintă cel mai bine. Asta a fost pe scurt așa și situația Partidului Social Democrat și asta explică și politicile pe care Partidul Social Democrat, sigur, analiza e mult mai complexă, dar pe scurt explică politicile pe care Partidul Social Democrat le pune în aplicare atunci când vine la guvernare, pentru că atunci se măresc salariile, atunci se construiesc case, atunci se construiesc locuințe sociale și tot așa mai departe. Astea, până la urmă, lucrul ăsta înseamnă că răspunde într-o măsură destul de mare sau, sigur, e un indicator variabil aici, destul de mare la niște nevoi reale ale oamenilor. Am văzut că ieri domnul Paul Stănescu și-a anunțat demisia din guvern, o demisie cerută în urmă cu câteva zile de către actuala conducere a partidului. Cum vezi dumneavoastră această decizie? Domnul Stănescu a reușit într-un final să demisioneze și să lase loc unui alt social-democrat. Paul Stănescu este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Avem nenumărate discuții și despre situația din partid și despre ceea ce trebuie făcut în minister. Mergem și la vânătoare împreună, că am văzut că acum e cam interzis să mergi la vânătoare în ultima vreme, că beneficiez din niște critici, dar mergem legal la vânătoare. Dacă vă faceți poze sau nu. Mergem legal, nu ne facem poze, dar sunt unii care ne fac poze acolo în permanență. El a continuat tradiția miniștrilor foarte buni de la MEDERAP, Ministerul Dezvoltării, și pentru faptul că beneficiază de experiență și expertiză de la nivelul de bază, de la nivelul administrației publice locale. Adică oamenii care vin din consiliile județene, care au exercitat o perioadă ceva mai lungă funcțiile acestea încât să pătrundă toate mecanismele, se comportă foarte bine pentru că ei înțeleg cel mai bine nevoile pe care le au cei de la nivelul de bază din unitățile teritoriale administrative, fie ele comune, fie orașe, fie municipii, fie județe. Dar este o pierdere, domnul Stănescu, pentru guvern? Pentru aparatul guvernamental? Dacă... Nu știu următorul titular cum se va comporta, dar
prin prisma, prisma a ceea ce a făcut a ceea ce a făcut Paul Stănescu și modul cum s-a comportat, acolo este o pierdere deocamdată. Dacă Olguța va fi mult mai bună, atunci o să constatăm că Olguța este un câștig. În ceea ce îl privește pe Paul Stănescu, el a avut o manieră tăcută de a lucra la minister și a preferat mai mult să se deplaseze la fața locului, în teritoriu, pentru a urmări cum se derulează proiectele pe care le susține Ministerul Dezvoltării, a comunica cu liderii locali și cu autoritățile publice și mult mai puțin a fost prezent în media. Asta este și structura sa, e o structură a personalității sale care nu riscă să se expună foarte mult și probabil că din cauza aceasta unii colegi s-au gândit că trebuie să fie remaniat. Dar credeți că existau, nu știu, avea de ce să fie remaniat? Existau motive pentru a fi înlocuit? Sau putem pune și pe seama acelei scrisori, da? Dânsul era unul din cei trei semnatari. Da, scrisoarea aceea, eu i-am reproșat o seamă de lucruri în legătură cu modul în care a fost concepută acea scrisoare și eu am fost partizanul unei discuții în partid pe anumite teme care trebuiau lămurite. Scrisoarea respectivă n-a lămurit nimic din temele reale care trebuiau discutate, dimpotrivă a făcut mult rău pentru că a fost percepută ca un fel de prelucrare a celor trei de către partea cealaltă, de către opoziția politică, în speță de către președintele Iohannis, evident, nu în mod direct, că nu i-a prelucrat președintele Iohannis în mod direct cu domnul Stănescu, cu doamna Firea, ci ca o raliere la unele idei ale președintelui și lucrul ăsta a fost foarte rău perceput în interiorul Partidului Social Democrat, pentru că și președintele Iohannis are inabilitatea de a se adresa la grămadă tuturor membrilor PSD, nu nominalizează persoane și într-un mod denigrator. Ori, din punctul de vedere al celor care primesc aceste critici permanente, unde sunt ceva mai insultătoare, e greu să fie agreat președintele Iohannis. Din păcate, eu cred că l-ar fi avut mult mai mult de câștigat dacă ar fi dat dovadă de mai multă imparțialitate. Sigur că în spatele fiecărui președinte este un partid, că până la urma urmei ești propunerea unui partid, te duci, te lupți, câștigi alegerile și nu mai exerciți funcția de partid. Da, să nu ne păcălim aici, există un câmp al ideologic în care ești plasat, în care câmpul acela ideologic nu e numai în jurul tău la un metru acolo, cuprinde întreg partidul și spectrul acelor care te-au susținut în alegeri și tot așa mai departe. De aceea e foarte greu să dai dovadă de imparțialitate. Dar acum, poate că i-ar fi servit. Acum revenind la această scrisoare, dacă tot am adus-o în discuție, dumneavoastră știați dinainte, v-a informat domnul Stănescu că va apărea o scrisoare, dacă tot a zis că sunteți prieteni. Nu știam de scrisoare, pentru că în mai multe rânduri, în general, eu am ceva mai multă experiență dintre colegii de partid, pentru că sunt prezent în viața politică de la formarea partidului și am trecut prin diferite situații și întotdeauna îi mai temperez când văd că există o tendință din aceasta excesivă care induce criză în interiorul partidului. Am vorbit de multe ori în legătură cu subiectele la zi, care bineînțeles erau discutate de toată lumea, dar nu s-a conturat atunci în discuțiile acestea ideea unei scrisori, a unui document care să fie făcut public și mai ales, sigur, cercul acelor care discutau nu era format din trei oameni, erau zeci de persoane care discutau, membri ai partidului, mult înainte de a apărea această scrisoare. Ori scrisoarea a apărut pe neașteptate și n-aș putea și nici n-am dorit să întreb, n-aș putea să explic resorturile care au determinat formularea în acest fel a scrisorii respective. Poate că
urmare a multor discuții care au fost, se putea formula un document, dar în felul în care a fost, era clar că, în care a fost conceput acest document, era clar că îi va pune în afara partidului pe semnatari. Acum revin la întrebare. Dumneavoastră, când ați aflat de această scrisoare? De unde ați aflat? Din presă, din partid? Am aflat în mod comun, așa. Mergeam către București și mă uit în știri la știri pe surse și văd că a apărut scrisoarea celor trei. Atunci l-am sunat pe Paul Stănescu și... Și ce v-a zis? Ce-ați scris acolo scrisoarea? La Muselim Selor, știți? Nu... Da, nu știu cine am asumat-o noi. În sfârșit, n-aveam... Nu puteam să studiez conținutul. M-am oprit undeva, am studiat conținutul scrisorii și atunci am știut cert că ea va produce niște reacții. Dar știm că, în egală măsură, doamna Ecaterina Andronescu a dat startul acestui trend cu scrisorile. Prima a fost dânsa, care și-a exprimat nemulțumirea față, la fel, de actuala conducere a partidului și chiar de actualul guvern, din care dânsa face parte. Acum, cum vedeți dumneavoastră în răzgândirea aceasta a doamnei Ecaterina Andronescu, care acum este actual ministru al educației, da, în guvernul Viorica Dăncilă? Nu știu dacă am pomenit, eu am cunoscut de mult pe doamna Ecaterina Andronescu, am avut o relație foarte bună, am discutat foarte multe teme în ceea ce privește educația cu domnia sa de-a lungul timpului și probabil că având și aceeași profesor, fiind profesori amândoi, mai aveam subiecte de discuție, ceva mai profunde decât astea obișnuite. Ecaterina Andronescu a avut un fel de evoluție liniară în partid, o evoluție prestigioasă, a fost un om care a pus în aplicare niște politici, a participat într-un mod consistent la reforma învățământului, un om activ, modest, mi-amintesc că de primul ei ministeriat, că am invitat-o odată să inaugurăm, am avut un pachet de școli finanțate prin Banca Mondială de vreo 200 și ceva, 250 de școli din mediul rural și am invitat-o să inaugurăm niște școli, că se încheiase programul respectiv și n-a vrut să vină cu șofer, a refuzat șoferul de la minister, a venit cu o Dacia pe care era pe vremea aceea prin dotarea ministerului, Dacia aceea, bineînțeles că la Tecuși s-a făcut praf, n-a mai rezistat, a trebuit să iau altă mașină, să o duc doamna Andronescu. Deci era un om modest, fără mofturi, fără lucrurile acestea. Sigur că a fost întotdeauna preocupată de ceea ce se întâmplă în partid și, în general, a exprimat lucrurile astea într-un mod rezonabil, astfel încât să poată provoca o discuție. La un moment dat, însă, a fost ieșirea aceea la adresa președintelui partidului, pe care n-a înțeles-o, pe toată lumea ne-a luat prin surprindere și eu, care înainte de fiecare moment de ăsta mai critic un pic, discutam cu domnia sa, am fost luat absolut prin surprindere, am și avut acolo o replică, pentru că lansase scrisoarea sub forma unui SOS. Da, SOS-ul, și mă gândeam că e primare atunci. Sigur, mi-a fost chiar foarte fericită nici formularea mea. Și acum cum a rămas? Ați mai discutat cu doamna Andronescu? M-am întâlnit acum câteva, acum două, trei săptămâni cu domnia sa și am discutat foarte puțin. Probabil că responsabilitatea funcției ministeriale, pasiunea pentru treaba aceasta, pentru că a fost atâția ani, a lucrat în instituțiile de învățământ, instituțiile de învățământ superior și în minister ca atare, a făcut-o să se răzgândească și partea bună este că cel care a fost vizat de criticile respective, totuși a acceptat-o. Atunci când a fost cazul, a acceptat-o din nou ca o variantă posibilă pentru Ministerul Educației. E un minister destul de complicat și cu niște probleme restante greu de soluționat. Și cred că doamna Andronescu, având expertiza respectivă, mai privind și retrospectiv la ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor în ministerul respectiv, ar putea fi o persoană care să pună bazele unei reforme consistente, pozitive, pentru că oamenii în România sunt toți îndrăgostiți de reforme, dar nu sunt tot așa de îndrăgostiți de rezultatele reformelor. În mod a priori consider că reformele toate sunt pozitive, sunt bune. Ori
am avut de a face și cu o grămadă de reforme care au eșuat dezastruos în diferite domenii.